los derechos son, forman parte de la esencia, de la misma persona, de los mismos niños y niñas. Lógicamente, hablar de derechos es hablar de la vida. Los niños y niñas en Colombia son víctimas de situaciones estructurales de exclusión social. En Colombia se agrava por la acción del grupo, de los grupos armados. Entonces muchos niños y niñas ven en la guerra un escape. Claro que después se lleva una sorpresa. Es como diría, es peor la solución que el problema. En mi primer combate yo ya tenía 13, ya iba para 14 años. No estaba lista para eso. Me iban enseñado a manejar el armamento, pero no era como uno dice a parar allá adelante de bala que va y viene. La verdad, ellos le dicen a uno que uno lucha por una igualdad, de para ayudar al pueblo. Entonces uno allá cree ese discurso que eso es surreal, que no es la realidad. Pero como esa es la pregunta y no encontramos la respuesta, seguimos allá. Pero la verdad no luchamos por nada. Solamente para haber más violencia, más muerte y en fin. Benposta es una comunidad educativa, que lleva 40 años en Colombia trabajando en una propuesta pedagógica de restablecimiento de derechos de los niños y las niñas. Tratamos un poco de reivindicar los derechos de los niños y las niñas como sujetos, sociales, sujetos de dignidad, como personas que son sujetos de derechos fundamentales. Ese es un poco Benposta, una alternativa de construcción de vida donde los niños y las niñas recuperen el derecho a soñar y a vivir, fundamentalmente. Referitor la câți mai au mai rămas în instituții, au rămas 3.000 de copii în instituții și acești copii sunt cu diferite probleme și cu probleme de sănătate și cu dizabilități și copii în special cu situații foarte dificile în familie, cu situații sociale grave. La etapa actuală prioritățile naționale sunt prevenirea separării copiilor de familie, prevenirea instituționalizării copiilor mici și consolidarea familiilor, pentru că asta este o problemă foarte importantă pentru ca bunăstarea copilului să fie acasă. Lucrăm pentru educație inclusivă, să ajutăm ca copiii să aibă în instituțiile de învățământ tot sprijinul pentru ca să nu fie excluși și pentru ca să atingă de potențialul maxim de dezvoltare. Mă numesc Alina, am 13 ani. Eu am locuit 4 ani la internat. Acolo m-am simțit tristă și singură. Vroiam să fiu în familie, din păcate nu m-am putut întoarce acasă. Dar am avut noroc, s-a găsit o familie pentru mine. Aici mă simt fericită și ocrotită. Am început o viață nouă, plină de dragoste și înțelegere. We always say that children are the future of the nation, but what is the future of the children? We never think about this. Dhaka is a populated city in the country. There is a problem regarding the child rights because in UNCRC there is a age limited is below 18, but in Bangladesh context the definition of children and in the regarding the age is not the 18 in all context. On the other side, a lot of children, as the people are struggling and fighting against the poverty, poverty creates poverty and child labor creates child labor. This is the common in this country. আচ্ছা মহিলা খাবার খায় তো আমি আর ভাত পরি নাই খাবার না ভাবতাম না তো একদিন এগুলো চিন্তা করতে করতে তো একজন আমাকে বললো যে চল একটা সেন্টার আছে তো ওইখানে যাই প্রথম প্রথম এসে খুব খারাপ লাগছে যে এখানে একা একা থাকতাম তো এখানে আসার পরে আমাকে আস্তে আস্তে যেদিন আসছি তার 4-5 দিন পর আমাকে স্কুলে ভর্তি করায় দেয় ক্লাস
একদিন স্টেজে ওইটা গান গাবো, একদিন নাচ করব, কেউ শিশুরা উন্নতি করতেছে যে এ ওইটা হইতেছে, এ ওইটা হইতেছে। Sem ter o direito à educação, a criança não há de conseguir, quando o adulto conseguir, ter o direito a ter um trabalho condigno. A maior problemática em Moçambique neste momento é do registro de nascimento entre os 0 e 5 anos. Neste momento, Moçambique só tem a cobertura de 48% das crianças de 0 e 5 anos. E se não conseguimos atingir eles nesta altura, já não têm acesso à educação e por aí começa a ficar já um vício ao longo de toda a vida. Hoje em dia, os direitos da criança são violados e não tem alguém que possa lutar através desses direitos que são violados. Uma criança deve ser registrada para que possa ser conhecido numa sociedade. Ao ser registrado uma criança, isso irá o ajudar na parte escolar e na parte da sociedade. Quando uno conoce a história de cada um que llega com sua carga trágica, pero le mira a los ojos y ve su sonrisa, su vida de esperanza, no ves el pasado, ves el presente y sueñan con un futuro. Eu visez copiii să fie fericiți și vreau ca zâmbetele lor să fie cu adevărat de fericire și lacrimile lor tot de fericire să fie.